Ne dă 5 minute să fie liniște cu mine pe creangă acolo, după care să iasă doar ea din casă și să spună: bă, Cristina, le-a făcut niște cartofi. Era olteancă. Sărăcire, da. Sărăcire cartofii, sărăcire. Bă, Cristina. După care nu m-a mai dute. A intrat în casă. M-a anunțat, la care eu am luat-o până singur, la urmă. Singur, deci. Da. Am coborât și m-am dus la cartofi. Principalul tău defect? Suspiciunea. Oh, principalul Știm meu... că ai multe, dar zi măcar unul. Păi nu îl spun pe la fundamental. Sunt român. E, nu da pe biata României. Păi nu dau, domne, pe biata României. Erai la fel de defect și dacă erai chinez. Nu, pentru că a trebuit să lupt din greu cu această tendință de a dezvolta energii cosmice la șpriț. Asta este o caracteristică profund românească cu care trebuie să te bați dacă vrei să faci ceva pe lumea asta. Cât de plăcut este să croiești la planuri din cuțite și pahară. Care să uneori ies. Ridici, nu iese nimic, domne. Utopii construite la cârciumă, în bodegi. Ce dezlănțuiri de inteligență, ce sclipiri. Dar și acum, du-te prin cârciumile bucureștene, să vezi, sunt tot felul de personaje care acolo se definesc numai în cârciumă. Să lupt din greu cu această tendință și a mea de a nu face, ci de a vorbi doar. Și discuții fascinante am avut în viața mea, dacă ele ar fi fost filmate vreodată, ălea de la 1 noaptea, la cârciumă, cu diverse persoane de-a lungul vieții mele. Cu ce titlu ar fi fost? Nu profesioniștii, ci voyeuriști? Amatorii! Nu, domne, amatorii! Pentru că acolo ăla este amatorism. Amatoriștii! Fundamentalist! Da. Noi eram talibani ai amatorismului acolo, nu profesioniști. Da, da, da. Totul rămânea la masa de cârciumă. A concretiza un proiect, păi asta este, e jos, este jos. De... Noi eram nobili, noi nu concretizam nimic acolo, nu? Construiam niște fundații de aer, palate pe fundații de aer, cu șprițul aferent. Dar asta înainte de 89 sau după? Cred înainte de 89 și după a trebuit câțiva ani. Bine. Să lupt cu presiunea asta a șprițului incandescent de la miezul nopții. Nu e frumos acum să ironizezi asta, pentru că asta poate te ajuta să supraviețuiești. Te-ai gândit vreodată la asta? Câtă bucurie da. Ți-a dat asta? Da, 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 corect. Înainte de 89, astfel de seri, astfel de nopți, păi da, pe mine alcoolul m-a ajutat să supraviețuiesc atunci. Nu, și prietenii. Nu alcoolul simplu, alcoolul nu, păi și alcoolul... construcțiile utopice. Dom'le, e o vorbă, dacă ai ajuns să bei singur, înseamnă că nu mai ai mult. Da? N-am știut vorba asta. Printre profesioniști. Bun. Altă întrebare. Care ar fi pentru tine cea mai mare nenorocire? Eu aș zice, într-un cuvânt, Alzheimer. Pentru mine personal. Deci, da. Fără referire la cei apropiați mie. E chestionarul tău. Da, sigur că ar fi... Alzheimer înseamnă, de fapt, pierderea minților. Asta înseamnă. E lucru de care mă tem și eu cel mai mult. Locul unde ai vrea să trăiești? Eu nu știu, săr peste asta. Să trăiesc acolo unde trăiesc. Acum, adică în căsuța mea din Feroviarilor, în care mă simt foarte bine. E un lucru mare că te simți bine în cuibul tău. Da. Nu vreau să trăiesc în altă parte decât acolo unde stau în această casă și în care o să și mor. Asta nu știi. Păi cum să nu știu? Poate o să mor pe fundul unui ocean, poate o să mor într-un avion tot, în cer. Da, dar tot în casa aia o să fiu adus mort. A, dacă mai rămâne ceva de mine. Da, e adevărat. În sensul că nu vreau să plec de acolo până când voi dispărea. Te îndrăgostești într-o zi și ți iei lumea în cap și pleci după o vietnameză în Saigon. Opa, mi-a venit timpul, am 55 de ani. E timpul, nu? Mă apropii de Goethe, hai că... Mă fac să râd cu lacrimi. Trebuie să mă îndrăgostesc, da. Pasărea preferată? Eu. Pasărea. Eu puiul lui Brătescu Voinești. Nu, pajura. Pentru că? Pentru că m-am identificat cu această pasăre vreme de 5 ani. A, tu erai pajura în emisiunea Cap da, și Pajura? Cap și pajura pe care de ce nu mai faceți? Pentru că, la un moment dat, această emisiune nu mai avea ce căuta în postul Realitatea TV, unde ea se desfășura. V-au scos sau ați plecat? Am plecat eu. L-am rugat pe Emil să încetăm această emisiune. De ce? Pentru că ea nu mai avea ce căuta în contextul turnurii pe care o lua politica editorială a postului Realitatea TV. Și care după aceea s-a văzut unde a ajuns. Nu mai avea ce să caute emisiunea noastră acolo. În momentul în care postul respectiv, după ce a fost ani de zile un post pro-Băsescu, a devenit un post anti-Băsescu, orice aș fi spus eu la acea emisiune era folosit, decupat, atenție,
decupat, că se făcea și asta, se tăiau replici care erau luate și băgate în emisiunile de știri ale postului, scoase dacă, din context. Dacă erau binevenite. Dacă erau binevenite. Despre asta e vorba. Nu e vorba de niciun curaj și de nicio frică. E vorba că era folosită acea emisiune la manipulare, la care cât de cât mă mai pricep și eu. Da. De aceea am plecat de acolo. Să ne întoarcem. Prozatorul preferat? Eu am spus Selin. Și aici o să-ți dau un răspuns de manierist. Nu-mi plac cel mai mult Tolstoi, Faulkner sau Balzac. Îmi plac Jorge Luis Borges și Stanislav Lem. Și Philip K. Dick. Tot știind că ne întâlnim în studio, am printat o poezie absolut genială, antologată de Umberto Eco într-un volum Vertigo, de o tipă Jimborska, e scrisă în 85, seamănă cu Marin Sorescu. Îți spun numai câteva versuri. Prefer cinematograful, prefer pisicile, prefer să iubesc oamenii în locul omenirii, prefer excepțiile, prefer să plec mai devreme, prefer să discut cu medicii despre altceva. Prefer iadul haosului iadului ordinii. Asta cred că ți se potrivește. Și cel care îmi place cel mai mult, prefer poveștile fraților Grimm titlurilor de ziar. Frumos. Dar încă o caracteristică manieristă a mea este asta. Îmi plac marile răspunsuri simple. Cu cât mai puține lucruri să explici cât mai multe. Am să spun și eu o poezie, dar nu-mi dai voie să spun și eu o poezie? De tine? Nu de mine, domnule. Dacă nu e de tine, nu mă interesează. Cât o democrație! Nu? Da, spune. Cele mai puternice versuri pe care le-am citit eu în ultimii 10 ani, nu știu. La route chante. Quand je m'en vais, je fais trois pas, la route se tait. La route est noir à perte de vue, je fais trois pas, la route n'est plus. Drumul cântă când eu mă duc, fac trei pași, drumul e mut. Drumul e negru până în zare, fac trei pași, drumul dispare. De cine e? De Lasa de Sella. Când am ascultat prima dată această melodie cântată de Dumnezeu să o odihnească și pe ea, de Lasa de Sella, am fost convins că versurile astea nu pot să-i aparțin. Uită-te cât de puține și de șterse cuvinte are această poezie și gândește-te la acel la rut neplu. Deci ăla este cel mai puternic vers pe care l-am întâlnit eu de la Barbu sau de la Arghezii și fiara și sufletul geme mușcat de trecut ca fiara de fiara cu pas cunoscut. Drumul nu mai e. Poeții preferați? Emily Dickinson, Ileana Mălăncioiu. Ileana, da, categoric. Dintre poeții români, ea este în momentul de față și de ani de zile, de fapt, este preferata mea fără niciun fel de discuție. Acum, din lirica, Arghezii, îl consider cel mai mare poet român. Eroii tăi preferați din literatură? Mie îmi plac eroii cehovieni și eroinele cehoviene, îți spun dinainte. Nu, eroul meu preferat nu poate fi decât acela pentru care am plâns. Hamlet. Când nu știam să citesc, Spartacus. Era o carte de Raffaello Giovannioli, pe care eu nu puteam să o citesc, că nu știam încă, aveam 4 ani. Am învățat să citesc pe la 5 ani, înainte să mă duc la școală. Dar maică mi-am citea și îmi citise romanul ăsta lui Raffaello Giovannioli, da? Până spre final. Eu, între timp, tot luând un abecedar, mai identificând literele, începusem să am o cât de cât o viziune a paginii. Și după ce mi-a lăsat maică-mea seara lectura acolo unde o lăsase, a plecat la servici, eu m-am apucat și am descifrat. Destinul ca un specialist în coduri, așa. Mi-a luat o jumătate de zi ca să citesc 5 rânduri. Dar ai aflat. Dar le-am citit. Până la urmă am citit. Mi-aduc aminte și acum ai că plâns? Spunea Valeria cu puncte de suspensie numele iubitei lui, da, care era de viță, da, nobilă romană. Valeria, în momentul în care pilumurile, nu știam ce e la pilum. Și mi-a fost foarte greu să decodific cuvântul pilum, care era o suliță grea romană de aruncare de la mică distanță. Nu știam ce la pilum. Și după ce am decodificat pasajul respectiv, m-a găsit maică-mea plângând în hohote. A trebuit, 10 minute, era disperată, ți-e rău,
să chem salvarea, ce se întâmplă, că eram într-o criză de plâns isteric. Și în sfârșit am reușit să articulez, am murit Spartacus. Vezi, cunoașterea se plătește, cunoașterea aduce suferință, n-ai înțeles de atunci? Da, da, asta așa este. Dar eroina preferată din literatură? Din literatură, nu vine în cap din literatură acum, eroina mea preferată... Ana Karenina. Nu, domnule, ce Madame Bovary, domnișoara Iulia, spune și tu, Madame, Ofelia. Spune și tu, Madame de Bovary, cum, nu Madame, Madame de Bovary, cum se spune în presa românească, de mari... Uită, de mari jurnaliști. Crescuți la școala lui Cristian Tudor Popescu? Nu. Nici o femeie în literatură nu ți-a... Nu în literatură. Nu ți-a îmblânzit sufletul? Nu în literatură, ci în film. Da. Cine? Nicole Kidman în Dogville. A. Al Lars von Trier. Da. Este un personaj care m-a bântuit pur și simplu. Luni și luni de zile m-am gândit la ea. Am uitat să le spun telespectatorilor că ești un om care de 3 ani ai scris la o lucrare de doctorat pe tema filmului românesc de propagandă. Între 1949 și 1989 în cinematografie. De la ce titlu? De la Răsună Valea? Răsună Valea până la Există Joi. Premiera în 5 decembrie 1989. Cine a făcut Există Joi? Nu mai știu. Am uitat. Regizor obscur. Ai intrat în laboratorul propagandei în filmul românesc. Dacă ar fi să pui un diagnostic, care ar fi concluzia ta? Formula e simplă. Au fost tot atâtea filme anticomuniste câte filme comuniste au fost. Adică? Anticomunist, cu adevărat, n-a fost niciunul. Dar au fost filme într-o măsură antisistem. Directorul nostru este primul Jean Georgescu. Film, Jean Georgescu, în 1954, în perioada de relativă deschidere de după moartea lui Stalin, care n-a mai fost depășit ca nivel de deschidere antisistem până la reconstituire. Bine, bietul Jean Georgescu a plătit pentru asta. Bineînțeles, dar filmul există. Da. S-a făcut. Alții nu și-au asumat să plătească. Regizorii, actorii, cineaștii români au dus o existență profund duplicitară. Acești oameni au făcut filme despre ceva în care nu credeau. Și nu are importanță că acest lucru era comunism, era catolicism sau budism. Problema era că nu credeai și făceai niște filme ca și cum ai fi crezut în ele. Adică nu făceai istoria religiilor, făceai creștinism practicant, tu necrezând nicio clipă în Dumnezeul creștin. Cam asta a fost poziția tuturor regizorilor, cineaștilor. Nimeni nu credea în comunism, n-am găsit pe nimeni. Pentru că dacă aveam de pildă filme comuniste, adevărate, dacă aveam de pildă Sfârșitul Sankt Petersburgului, dacă aveam Zemlea a lui Dovzhenko, Pământ, Octombrie a lui Eisenstein, păi astea erau filme care te ridicau de pe scaun, pe mine m-au ridicat și acum, deveneai comunist, uitându-te, mai ales dacă erai intelectual, că asta a fost și nenorocirea lor, nu dacă erai țăran. Dar ar fi vrut ei, dar n-aveau acces la țărani cu teoriile lor. Dar alea erau filme care, dom'le, te duceau într-un patos, într-un entuziasmos. Pentru că erau filmele unor mari artiști. Unor mari artiști cu convingeri genul a toți ăștia erau comuniști. Cred că dacă stăteai de vorbă cu Eisenstein sau cu Pudovkin, nu e cred că au înțeles și Eisenstein a avut de suferit. Asta e scuza cineaștilor români. Duplicitate și mediocritate. Și-au crezut în comunism cel puțin până în anii 30. Dacă mă întreb după anii 30, acolo vine negura. Din toată cine...